Să descoperim împreună frumusețea unei scrisori adresate Bisericii. Un limbaj deosebit, un limbaj accesibil. Pentru că Ioan a fost omul care a scris cu dragoste. A pus ingredientul dragoste în tot ceea ce el a făcut. Și omul acesta. Aceste 13 versete arată modalitatea pe care noi, ca și oameni, o avem la dispoziție din partea lui Dumnezeu de a dovedi, de a arăta lumii schimbarea profundă, reală, adevărată din viețile noastre. Această a doua epistolă este una dintre cele mai scurte ale Noului Testament. Și în ciuda acestor dimensiuni reduse, are o importanță teologică și dincolo de o teologie. Are o importanță, practică, o importanță practică semnificativă pentru creștinii de atunci, din secolul I și pentru creștinii de astăzi. De ce o are? De fiecare dată în cuvântul lui Dumnezeu găsim îndemnuri, îndrumări, Învățături Sfinte, ceodată aplicate în viața noastră, vor aduce binecuvântarea și ne vor asigura succesul spiritual. Aici, în cartea aceasta, omului Dumnezeu, cel care a stat pe pieptul Domnului Isus Hristos, îndeamnă credincioșii din Biserica Primară la o dragoste creștină autentică. Oare de ce? Oare de ce? La întrebarea aceasta ar trebui să medităm. Oare chiar atunci, de la început, biserica să-și fi părăsit valorile? Oare chiar de atunci, de la început, când oamenii aceia aveau mărturii puternice ale puterii desăvârșite a lui Dumnezeu, biserica să-și fi părăsit Scopul? Biserica să fie rătăcit de la adevăratele valori? Iată că în Cuvântul lui Dumnezeu găsim răspunsul. Și tot omului Dumnezeu, tot acest învățător extraordinar, în ceea ce noi numim Apocalipsa lui Ioan, sau descoperirile pe care Dumnezeu le-a îngăduit în viața acestui om, Găsim într-o în, în, în capitolul 3, o anumită biserică care și-a părăsit dragostea din tâi. N-a pierdut-o, pentru că dragostea nu pierzi, credința nu pierzi, sfințenia nu o pierzi, ci o părăsești. Adică cu bună știință e închis ușa nasului Dumnezeu. Cu bună știință, întors spatele lui Dumnezeu, cu bună știință, accept nevegherea în viața ta, și această acceptare a nevegherii duce inevitabil la compromis spiritual și la moarte, la adormire spirituală. De aceea, omului Dumnezeu, chiar dacă Biserica se afla la început, îndeamnă credincioșii de atunci și pe cei de astăzi la o dragoste creștină autentică. Pentru că se poate și o dragoste falsă. Se poate și o dragoste falsă. La fel cum sunt bagnote false, la fel cum sunt tot felul de lucruri care nu au nimic veritic, ci sunt doar imitații, și dragostea poate să fie falsă. Și aici este lupta noastră. Și aici este nevoie de capacitate spirituală și de veghere spirituală, de a înțelege adevărul și de a înțelege ce trebuie să faci și cum trebuie să te comporți. Compor Această epistolă subliniază importanța dragostei creștine, o dragoste autentică, o dragoste reală, ce se fundamentează pe ceva, pe adevăr. Ioan scrie că dragostea este acea acțiune a credinței care ne trimite pe noi în împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Mai mult decât atâta, omul acesta arată că dragostea înseamnă capacitatea spirituală nu de a ur doar de a urma și a împlini poruncile lui Hristos, și de a trăi în conformitate cu aceste. Învățături lăsate în Sfânta Scriptură. Tema dragostei este esențială pentru creștinism, deoarece dragostea și adevărul sunt văzute ca fiind esențiale pentru o viață creștină reală și autentică. Dacă lipsește ceva astăzi, dacă ne lipsește ceva astăzi, ne lipsește tocmai realitatea. Realitatea spirituală a dragostei reale, autentice. De foarte multe ori ne îmbătăm doar pentru că trăim anumite senzații, trăim anumite emoții, trăim anumite, trăim anumite momente pe care noi le identificăm ca fiind spirituale. Însă, dincolo de emoții, care uneori sunt ieftine, Dincolo de emoții care uneori sunt create de context, sunt create de muzică, sunt create de așteptări, sunt create de cei care vin la învon. Dincolo de iluziile pe care unii ni le vând, există ceva autentic pe care tu trebuie să o experimentezi. Și omul lui Dumnezeu spunea gustați și vedeți ce bun este Domnul. Pentru că odată ce Experimentat dragostea reală a lui Dumnezeu, care nu este legată de senzații, care nu este legată de emoții, care nu este legată de simțurile tale, care uneori sunt pervertite de păcat. Atunci când ai experimentat într-un mod de plin, plenar, dragostea lui Dumnezeu, nu mai poți să-l părăsești pe Dumnezeu. Chiar dacă treci prin probleme, chiar dacă ai parte de încercări, Chiar dacă viața uneori te duce în cuptor, tu nu-L părăsești pe Domnul. Pentru că știi că împreună cu El, legat de Dumnezeu, tu, noi, toți suntem mai mult decât biruitori, lăudați să fie numele Domnului. De aceea, omul lui Dumnezeu ne îndeamnă la această dragoste autentică, la această dragoste reală și subliniază omul acesta că această dragoste se are ca fundament adevărul Scripturii. Și tema acestei luni este tocmai adevărul pe care trebuie să-l trăim și pe care trebuie să-l experimentăm și pe care trebuie să-l predicăm. Însă, citind această epistolă scurtă, citind aceste 13 versete pe care omul lui Dumnezeu le are, ni le pune înainte, dincolo de îndemnul la dragoste, omul acesta ne avertizează împotriva Învățătorul, învățătorilor falși, împotriva falsității. Unul din principalele motive pentru care Ioan scrie această epistolă este dorința lui de a avertiza comunitatea creștină de pericolul reprezentat de învățătorii falși care nu recunosc învățăturile esențiale despre Hristos, cum ar fi întruparea Sa. Aceștia măgitori. Susțin idei care contrazic Scriptura. Aceștia măgitori susțin idei care contrazic învățătura Domnului nostru Isus Hristos, învățătura cea dreaptă. Și Apostolul, ucenicul, acest om al Domnului Isus Hristos, apropiat de Domnul Isus, avertizează credincioșii să nu spună un bun venit să nu-i primească, să nu încurajeze pe cei care trăiesc într-o astfel de amăgire. Haideți, dragii mei, să ne deschidem ochii și haideți să vedem că suntem înconjurați de tot felul de eretici, de tot felul de oameni care își vând atât de frumos marfa, de tot felul de oameni care cu tot felul de tehnici încearcă să ne manipuleze sentimentele, și să ne determine să alegem ceea ce ei ne vând să alegem. Haideți să fim atenți, dragii mei, la ceea ce înseamnă fals și să nu spunem un bun venit falsului, ci să rămânem în Hristos, ancorați în adevăr și dragoste. Doamne, ajută-ne la aceasta! Când vrei să-i spui de a lui Dumnezeu trebuie să ai în vedere cele două principii care guvernează împărăția lui Dumnezeu. Dacă vrei să îți spună Dumnezeu da la rugăciunile tale, dacă vrei ca Dumnezeu să spună da la acțiunile tale, dacă vrei ca Dumnezeu să rostească un da în dreptul tău, trebuie să împlinești cel puțin două mari principii biblice. Și acestea sunt simple. Dragostea și adevărul. Dragostea și adevărul formează acest formidabil da pe care Dumnezeu ți-l va spune dacă trăiești în dragoste și dacă trăiești în adevăr. În lumea aceasta a falsului, noi trebuie să apărăm adevărul și să arătăm adevărul. Să apărăm adevărul și să arătăm adevărul. Pentru că este esențial. Pentru că este esențială. Dragii mei, un alt gând ce reiese din această epistolă scurtă, vă spuneam, un îndemn la dragoste, o avertizare împotriva în învățătorilor falși, dar în același timp omului Dumnezeu, Apostolul Ioan, ne încurajează pentru păstrarea credinței adevărate. Pentru că și dragostea se păstrează. Și credința se păstrează, și sfințenia se păstrează, și valorile eterne ale împărăției lui Dumnezeu se păstrează. La un moment dat, Domnul, privind către o anumită biserică, îi spunea, păstrează ce ai primit. Păstrează ce ai primit. Păstrează ce ai primit. O, oh, și câte lucruri valoroase, din punct de vedere spiritual, am primit din partea lui Dumnezeu. Ioan încurajează comunitatea să rămână fidelă învățăturilor primite de la început, fără să se lase amăgită de noi doctrine care nu se aliniază învățăturii lui Hristos. Noi trebuie să ne aliniem în spatele Domnului și să călcăm pe urmele Domnului Isus Hristos. Sunt atâția care îndrăznesc astăzi să o înaintea Domnului și să facă lucruri de capul lor, să facă lucruri care nu au autenticitate, spiritualitate și frumusețe, ci lucruri de capul lor. Acest mesaj important al încurajării este transmis prin această epistolă scurtă, formată din 13 versete. Și vă încurajăm și noi, dragii mei, în vremea aceasta a sfârșitului, să trăim în lumină și să răspândim lumina și să păstrăm în inima noastră credința dată Sfinților, o dată pentru totdeauna. Societatea se schimbă, societatea se află într-o continuă schimbare dar Dumnezeu care este desăvârșit este neschimbător și principiile fundamentale ale împărăției lui Dumnezeu nu sunt schimbabile de timp. Sfințenia rămâne sfințenie, suveranitatea rămâne suveranitate. harul rămâne har, credința rămâne credință, Evanghelia rămâne Evanghelie. Nu este a prosperității, nu este a harismaticilor, a penticostalilor, ortodoxilor, catolicilor, ci este Evanghelia curată, venită din inima lui Dumnezeu pentru inima ta, pentru inima noastră, a oamenilor. Însă ce mă pune pe gânduri atunci când citesc această epistolă, este apelul pe care Ioan îl face la discernământ spiritual. Cu alte cuvinte, Omul lui Dumnezeu, după ce îi avertizează pe cei din comunitate asupra învățătorilor falși, după ce îi îndeamnă la o dragoste, creștină autentică, după ce îi încurajează să păstreze credința autentică, omul acesta face un apel la, înce la înțelepciune, la discernământ spiritual. Cu alte cuvinte, Apostolul spune așa, oameni buni, aveți minte, folosiți-o. Aveți înțelepciune, folosiți-o. Aveți discernământ spiritual, folosiți-l. Nu fiți copii la minte acceptând orice se vinde pe piață. Nu fiți copii la minte acceptând orice fel de lucruri. Nu fiți naivi în credința voastră. Nu deschideți ușa oricui, nu spuneți bun venit oricui, ci oameni buni, aveți discernământ. Ce înseamnă discernământ, ce înseamnă înțelepciune, capacitatea de a alege ce este corect, capacitatea de a rămâne în voia lui Dumnezeu și capacitatea de a, a, a cântări ce trebuie cântărit. Aceasta a doua epistolă. Arată importanța acestui discernământ spiritual în comunitatea creștină. Ioan sfătuiește comunitatea să nu primească, să nu găzduiască, să nu spună un bun venit învățăturilor contrare Bibliei. Și aici, dragii mei, ar cam fi de povestit aici ar cam fi de povestit. Pentru că noi, din nefericire, ne citim Scriptura, ne ancorându-ne credința în promisiunile Cuvântului Lui Dumnezeu, ne fiind cititori asidu și cercetători plini de râvnă ai Cuvântului Lui Dumnezeu, ne lăsăm ușor momiți. Nu-ți vinde dreptul de întâi născut, pe orice fel de învățătură care pare frumoasă, care pare în ordine, care pare interesantă, care pare frumoasă, dar doar pare. Dacă stai și descojești, dacă stai și pătrunși, dacă stai și asculți, dacă stai și cântărești, îți dai seama că acolo se află o otravă, o nenorocire. Și o travă aceasta va dăuna minții tale, inimii tale și relației tale cu Dumnezeu. Înțelepciune este mai mult decât nevoie într-o vreme ca aceasta. De înțelepciune este mai mult decât nevoie într-o vreme ca așa aceasta. De ce? E vremea sfârșitului. Și Satana care percepe, pentru că cunoaște ce se întâmplă în jur, pentru că are acces la ceea ce noi nu avem acces, încearcă din răsputere să facă două lucruri. Să ne abată atenția și să ne facem să ne batem unii cu alții. Că dacă nu privești la ce este esențial și te bați cu cel de lângă tine, nu mai ai timp să te pregătești, să te pocăiești, să stai în prezența Domnului, să stai în harul lui Dumnezeu, să stai în ascultare de Dumnezeu, să stai în bucurie, în rugăciune, pentru că tu îți pierzi vremea. Haideți, dragii mei, să cerem lui Dumnezeu capacitatea aceasta spirituală de a face ce, este făcut, ce trebuie făcut în vremea sfârșitului și de a nu spune un bun venit învățăturilor nenorocite ce produc dezastru. Aceste învățături eretice desbină Biserica, distrug familia și te depărtează pe tine de Dumnezeu. Evanghelia Prosperității? Uh, am citit... Uh, am citit ceva. Era o poză a unei surori care nu vedea. S-a născut oarbă. Și ispititorul ispititorul a pus un text care părea extrem de interesant frumos, care sunat ceva de genul următor. De ce mai mari slujitori, păstori, episcopi, supraveghetori, prezbiteri, diacon, profeți, nu se roagă ca Dumnezeu să vindece pe fata aceasta? E o provocare. E o provocare. Dar în timp ce citeam mesajul acesta, m-am gândit la următorul lucru: oare planul lui Dumnezeu, oare planul lui Dumnezeu e să vindece fata aceea? Dar noi, rapid, încercăm să plasăm vina la alții. Încercăm să-L coordonăm pe Dumnezeu, încercăm să-L să supunem pe Dumnezeu voii noastre, încercăm să facem din Dumnezeu, ce? Chelnerul care să vină să ne servească ori de câte ori am vrea noi. Nu! Dumnezeu este Dumnezeu. Și când vindecă El, vindecă. Și când nu vrea să vindece, nu vindecă. Când vrea Dumnezeu să ridice, ridică. Când vrea Dumnezeu să te lase în cuptor, orice am face noi, vei rămâne acolo. Pentru că Dumnezeu este suveran asupra tuturor lucrurilor. Nu trebuie să-l obligăm noi pe Dumnezeu, nici să poruncim, nici să proclamăm, nici să facem tot felul de ritualuri păgâne, crezând că îmbunăm inima lui Dumnezeu. Uneori, o rugăciune simplă. Uneori o predică simplă, uneori o simplă cântare face ca inima ta să se deschidă în prezența lui Dumnezeu. Și alte ori, oricât am încercat noi, cu tot felul de lucruri, și cu cântări, și cu poezii, și cu muzică, și fără muzică, și cu strigăte, și fără strigăte, rămânem seci. Rămânem seci, pentru că doar Harul lui Dumnezeu îi poate schimba pe oameni. Și tocmai aceasta omului Dumnezeu încearcă să sublinieze, tocmai aceste adevăruri încearcă omului Dumnezeu să sublinieze în această carte. Dragii mei, haideți să fim oameni înțelepți. Haideți să ne încurajăm unii pe alții ca să păstrăm adevărata credință. Încurajează pe cel de lângă tine când vezi că nu mai vine. Dă-i un telefon. Când vezi că nu mai stă lângă tine, întreabă-te unde este. Când vezi că nu mai este aproape de casa lui Dumnezeu, încurajează-L, întreabă-L, spune-I, dă -i un mesaj. Încurajează-L pe cel de lângă tine, pentru că asta este chemarea lui Dumnezeu. Dar în același timp, fiți vigilenți, fiți vechiatori. Să fim vigilenți, să fim vechiatori, pentru că satana încearcă din răsputere. Pe cei aleși, pe cei din lume, pe cei compromiși, pe cei care sunt deja vânduți, îs ai lui deja. Dar pe cei aleși încearcă să-i compromită. Prin ce? Dându-le de lucru, dându-le tot felul de somnifere ca să doarmă. Și adormiți fiind, ne trezim, ne trezim într-o zi că lângă greu răsare ce? Neghină. Și degeaba încercăm noi să smulgem, pentru că smulgând neghina, vom smulge uneori și grăul. Și doar Dumnezeu poate să facă această deosebire. De aceea, dragii mei, să stăm la îndemâna lui Dumnezeu și să ne bucurăm de Harul Domnului. Ioan se identifică de prezbiterul, adică bătrânul, bisericii, adică unul care este lider spiritual. În Sfânta Scriptură, termenul de păstor, termenul de episcop, termenul de prezbiter au aceeași valoare, au aceeași valoare, sunt aceeași funcții, aceeași atribuții, însă există nuanțe pe care Cuvântul lui Dumnezeu le are. Omul lui Dumnezeu salută pe aleasa Doamnă, de foarte multe ori m-am întrebat: Mă cine o fi această aleasă Doamnă? O fi vreo persoană? Posibil! Posibil. Însă, cei mai mulți dintre teologi uh, uh, identifică această aleasă Doamnă cu o biserică locală și copiii aleșei, a, alesei Doamne cu credincioșii dintr-o anumită biserică. Lucrul acesta. Sublinează, de fapt, legătura de dragoste care ar trebui să existe în viața noastră. Omul acesta, în versetul 2, ne vorbește despre un adevăr, adevăr pentru că adevărul care rămâne în noi și va fi cu noi în viață, adevărul despre care vorbește Ioan aici este învățătura Evangheliei despre Isus Hristos el subliniază permanența acestui adevăr care ar trebui să locuiască în adevăr încredincioși pentru totdeauna. Versetul 3, de fapt, este o binecuvântare asupra destinatarilor, dorindu-le Ioan să aibă parte de har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Isus Hristos. Această binecuvântare specifică este interesantă pentru că omul lui Dumnezeu ne arată cât de important este daul, da? A dragostea și adevărul. Versetul, 3, versetul 4, Ioan își exprimă bucuria că unii membri ai comunității trăiesc conform învățăturilor lui Hristos, umblând în adevăr. Aici umblarea la adevăr, în adevăr se referă la un stil de viață, care reflectă învățăturile lui Dumnezeu și reflectă pe Cel care respectă aceste învățături. Versetul 5 este o rugăminte. O rugăminte, dar în același timp o poruncă. Reiterează o poruncă fundamentală a credincioșilor. Versetul 5. Și acum te rog, Doamnă, ca și cum nu. Nu ca și cum ți-aș scrie o poruncă nouă, ci aceea pe care am avut-o de la început, să ne iubim unii pe alții. Ioan relatează porunca fundamentală a credinciosului, dragostea reciprocă. El clarifică faptul că nu este o poruncă nouă, ci este deja cunoscută de la începutul credinței creștine. Și spune el în versetul 6: Și dragostea stă în viețuirea după poruncile lui. Aceasta este porunca, după cum ați auzit-o de la început, să umblați în ea. Să umbli, să umbli în adevăr, să umbli în dragoste. Să umbli cu adevărul și să umbli călăuzit de dragostea lui Dumnezeu. Aceasta este esența învățăturii din această seară. Cu alte cuvinte, dacă vrei ca Dumnezeu să spună un da în dreptul tău, tu trebuie să iubești, adică să ai dragoste și să trăiești în adevăr. Să umbli în dragoste și să umbli în adevăr. Doamne ajută-ne la aceasta. Vă invit, dragii mei, să ne ridicăm în picioare înaintea lui Dumnezeu și să rugăm să ne dea putere să umblăm cu El. Și să spună Dumnezeu în dreptul tău un da, dacă trăiești în dragoste și dacă umbli în adevăr. Să spună Dumnezeu un mare dar în dreptul necazului tău, nevoii tale, provocării tale, dacă și tu și eu ne luptăm, ne silim, să trăim în adevăr și să umblăm în dragoste. Să umblăm în dragoste și să trăim în adevăr. Ne rugăm unii pentru alții, ne punem sub protecția Domnului în această săptămână și cerem bine cuvântarea Lui în viața noastră. Amin.